Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim puțin despre investiții, de ce e bine să investim, care sunt avantajele și să vă conving că, deși e greu să faci primul pas și vă înțeleg, este foarte greu, nu vrem să pierdem bani, este firea umană să nu vrei să pierzi, există aceste riscuri, poți să investești în cea mai bună companie din lume, cea mai performantă și fix după ce investești tu să se întâmple să pice fix atunci, domne, cum s-a întâmplat asta. Există aceste riscuri, dar avantajele pe care le au investițiile sunt mult mai mari și asta vreau să vă prezint, despre asta vreau să vorbim, să zicem un pic în revistă mai multe aspecte și o să vă dau un share screen și o să ne uităm puțin pe ce s-a întâmplat cu dolarul, ce s-a întâmplat cu investițiile, avantajele cu investițiile și așa mai departe. În primul rând, dacă ai vrea să cumperi ce cumpare cu un dolar în 1920, ți-ar trebui 15,26 dolari în ziua de astăzi. S&P în 1920 era 8,83 dolari și astăzi este 4570 aproximativ, că fluctuează în timp ce vorbim. Și ca putere de cumpărare, ca buying power, un dolar din 1913, așa am găsit statistica, a pierdut 96,4% din puterea sa de cumpărare. Deci, practic, dacă ai fi avut un dolar atunci, în ziua de astăzi aproape că n-ai putea să cumperi nimic. În timp ce S&P a crescut de 784 de ori în 103 ani. Asta ce înseamnă? Valuta se devalorizează și pierdem, în timp ce acțiunile, investițiile, nu doar acțiunile, dar investițiile se apreciază. Deci de ce să investim? Păi ce înseamnă în realitate să investim? În ce să investim? Adică care e cea mai bună alegere? Și n-aș spune că există cea mai bună investiție, pentru că depinde de la persoană la persoană. Unii sunt mai confortabili să investească în imobiliare, alții în acțiuni, alții sunt confortabili să aibă o diversificare pe mai multe sectoare, și imobiliare, și acțiuni, și obligațiuni, și depozite bancare și așa mai departe. Sunt multe varietăți de investiții, dar foarte des aud pe stradă, cu prieteni, când vorbesc, am investit într-o mașină sau într-o casă sau am luat nu știu ce bijuterii din aur și sunt o investiție că sunt din aur. Păi e așa? Și răspunsul e că depinde, adică depinde ce faci cu mașina respectivă, depinde casa respectivă, ce vei face cu ea, ce înseamnă cu adevărat o investiție. O investiție înseamnă un activ, adică produce valoare, că de asta am zis aici, depinde. O mașină poate să producă valoare, faci Uber cu ea, de exemplu. O casă poate să producă valoare, o închiriezi, dar în același timp, o mașină poate să nu producă valoare, pentru că dacă tu, de exemplu, cum am zis, faci Uber, da, este o investiție. Faci Uber sau altceva, nu știu, iei o dubă ca să faci curierat, etc., etc. Dar dacă tu o iei ca să mergi la mare și blochezi o sumă considerabilă de bani, atunci nu este o investiție, este pur și simplu o risipă. Și asta ce înseamnă? Că nu-mi iau mașină? În niciun caz. Nimeni nu zice chestia asta. Nu înseamnă că dacă un bun nu produce, gata, nu îl luăm. Nu înseamnă că dacă ăsta nu produce, telefonul nu produce, nu înseamnă că trebuie să stai fără telefon. Doar că nu blochezi o sumă considerabilă de bani. Dacă venitul tău net este de 3.000 de lei, de ce să ții un telefon de 6.000 de lei? Nu are niciun sens. Deci, este foarte important să nuanțăm absolut totul. Mai departe, ce tipuri de investiții avem? Păi, depozite economice sunt și acelea forme de investiții cu randament foarte mic, dar cu risc mic. După, imobiliare, randament mai mare, riscul fluctuează. Bursă, randament mai mare, riscul fluctuează. Obligațiuni corporative, risc un pic mai mare, de stat un pic mai mic. Și automat depinde aici și randamentul. În cazul corporativelor este mai mare, în cazul celor de stat este o idee mai mic. Asigurări, și asta poate să fie o formă de investiție cu relativ ghilimele de rigoare. Mai departe, metale, mărfuri și această formă de investiție, cripto. Și avem foarte multe tipuri de investiții, putem să investim în toate, dar nu poți să faci asta de la început, adică dacă tu te apuci și investești 500 de lei și chiar 500 de euro, nu o să poți să investești în toate, n-ai cum, poate nici, de fapt nici la 5.000 de euro nu prea ai cum, motiv pentru care nu trebuie neapărat să investești în tot, deci în primul rând, ok, diversificarea e bună, dar nu trebuie să hiperdiversifici și trebuie să alegi ce
înțelegi ce îți place, cu ce te simți tu confortabil și ce trebuie să reține. Deci dacă un bun, de exemplu, în 2020 costa $10, foarte posibil ca în 2023 să coste $12. Adică același bun, altă sumă, pentru că banii se devalorizează. Așadar, care e concluzia cu toată chestia asta că banii se devalorizează? Ții bani doar cât ai nevoie și restul îi investești. Îi investești în ce vrei tu. Nu trebuie, deci din nou, dacă mie îmi place bursa, nu înseamnă că ție trebuie să-ți placă bursa. Dacă altuia îi plac imobiliarele, nu înseamnă că ție trebuie să-ți placă imobiliarele. Investești în ce te simți tu confortabil, dar important este să nu ții banii ca bani, pentru că nu te ajută la nimic. Banii sunt strict un mijloc de schimb și atât, nimic altceva. Banii au fost făcuți să ușureze schimbul dintre noi. Eu, ca să pot să iau tableta asta, ok, poate puteam să-mi vând serviciile direct către cei care au făcut tableta, ipotetic să zicem, și să-mi dea tableta în schimbul serviciilor mele, să zicem, nu știu câte ore de consultanță, hai să zicem. Au fost creați banii ca mijloc de schimb. Eu îmi dau serviciile lui X, X îmi dă mie bani, eu vreau, pot să fac ce vreau cu banii respectivi. Practic ne folosim de acest mijloc de schimb să interacționăm în economie mult mai bine. Și acum, întrebarea iarăși, în ce să investim? Investim în ce dorim, cum am menționat. Și încă un aspect așa de final pe care vreau să-l mai subliniez ca să înțelegeți un pic cât de important este să nu țineți bani. Gândiți-vă că o casă în 1920, am găsit și o statistică pe net, costa $6,900. Chiria era $60, iar o mașină era $525. Gândiți-vă acum cum arată toate aceste lucruri. Ca să știți, $6,900 în ziua de astăzi ar fi undeva la 95.000. Banii nu mai sunt ce au fost și nu vor fi niciodată. De ce? Dacă vedeți S&P acum că este 4.500 și vi se pare că e scump, stați liniștiți. Dacă să ne uităm într-un an, în 5, în 10 ani, în 20, nici nu vreau să zic 100. Nici nu ne uităm la 100. Dacă să ne uităm în 5 sau 10 ani, eu vă garantez că va fi mult mai sus, pentru că banii vor continua să se devalorizeze. Este din nou o societate capitalistă, din asta funcționează societatea, vrea creștere economică, creștere economică o să ducă la devalorizarea valutei, așa că concluzia care? Trebuie să-ți pui întrebarea, ce preferi, bani sau active? Adică bani sau investiții? Eu zic să vă axați pe investiții. Nu, din nou, vă e greu, pot să înțeleg chestia asta, e greu să începi să investești pentru că este noțiunea de risc, există frică, începeți cu puțin. Dacă, nu știu, aveți 100 de lei și fără să exagerezi, începeți cu 100 de lei și îi băgați într-un ETF, puteți să folosiți, de exemplu, un broker mai atrăgător pentru astfel de cumpărături, chiar dacă nu este la fel de bun ca Interactive Brokers, de exemplu eToro, pentru care aveți link în descriere, și o să luați ETF-uri de 100 de lei, de 200 de lei în fiecare lună, să prindeți gustul, că asta e important. Vă e frică până prindeți gustul, până înțelegeți mecanismul. Faceți asta un an, doi, nu e timp pierdut. Da, e mult mai bine să începeți în forță, dar dacă nu sunteți încrezători, decât să faceți o prostie, să începeți în forță și să dați greș, mai bine luați-o treptat. Învățați, înțelegeți, vedeți pe pielea voastră cu sume micuțe ce se întâmplă, cum evoluează piața, cum funcționează piața, ca să vă căliți. Și da, poate pierdeți un an, dar eu nu consider acea perioadă o pierdere, pentru că dacă nu ați face acești pași, sunt două variante, cel puțin cum o văd eu, două variante negative, că poate să fie și varianta în care chiar vă țineți de treabă și foarte bine, dar două variante negative, fie vă lăsați după câteva luni pentru că nu sunteți pregătiți și începeți să luați decizii proaste, doi, nu vă apucați niciodată și este mult mai rău, mai bine pierdeți un an și investiți mai puțin și din nou nu este o pierdere, decât să faceți niște greșeli. Asta este recomandarea mea. Deci recomandarea mea pentru oricine, le zic asta și prietenilor, apucați-vă și investiți. Investiți cât vă simțiți confortabil în prima fază, sume chiar mici. Cum am zis, aveți eToro, link către eToro dacă vreți să faceți un cont. E foarte rapid și puneți 50-100 de lei în fiecare lună ca să vedeți cum funcționează treaba. Investiți în S&P 500, investiți într-un World ETF, investiți în ETF-uri pentru început, nu vă avântați în investiții dificile, pentru că o să fie mult mai greu. Investiți în ETF-uri ca să prindeți gustul bursei, informați-vă și după mai vorbim și pe alte teme. Cam atât, asta voiam să vă zic, sper că vi s-a părut util și ne vedem ca de obicei data viitoare în următorul video, dar nu uitați de like, share, subscribe, ne mă aștept foarte, foarte mult
și linkul din descriere către eToro. Vă mulțumesc!